Astăzi, prin Sfânta Scriptură, noi am învățat despre revărsarea Duhului Sfânt care a venit la Rusale și a inaugurat Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar mai apoi am văzut cât de important este să fim plini de Duhul Sfânt. Și dacă o să citim Cartea Faptele Apostolului cu atenție și sunt convins că a citit-o și ați recitit-o și ați recit-o și o să o citim până la plecarea la cer, o să fim mereu încurajați de acest fapt când se vorbește despre Apostol. Se spune Pavel plin de Duhul Sfânt, Petru plin de Duhul Sfânt, Filip plin de Duhul Sfânt, Barnaba plin de Duhul Sfânt. Există acolo o continuitate, o suflare permanentă a Duhului de viață când noi ne facem treaba. Dar noi trebuie să ne facem parte și spuneam, Dimineață, conform cuvântului textului din Efeseni, în capitolul 5, că un om care e plin de Duhul Sfânt are patru componente. Bineînțeles, sunt mai multe, dar patru sunt principale. Prima componentă acolo este vorbirea, vorbiți. Biblia spune, niciun cuvânt de curață nu vă să din gură, ci unul pentru zidire. Un om plin de Duhul Sfânt întotdeauna caută să zidească pe cineva. Râurile de apă vie curg prin el. Apoi spuneam că un om plin de Duhul Sfânt, e un om plin de bucurie care are cântarea actualizată, amin? El întotdeauna are o cântare de cântat Domnului. Apoi mulțumirea, 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 când întâlnesc un om mulțumitor. Sunt absolut convins, conform textului Scripturii, că ăsta e un om plin de Duhul Sfânt. Cărtitori sunt mulți și mai ales noi ca națiune avem un minus mare. Noi ne place să ne victimizăm, ăsta e adevărul. Eu vă spun sincer ca unul care am fost campion la victimizare. Nimeni nu era bine, nimeni nu era bun, sistemul nu era bun, părinții nu erau buni. Numai la mine nu mă uitam. Dragul meu, am învățat această arta a mulțumirii și două Sfânt când încep să-i mulțumești pentru toate lucrurile, te umple și suflă și suflă și suflă. Și apoi ultima componentă era smerenia. Supuneți-vă unii altora în dragoste, iată, trebuie să știm, să învățăm, să lucrăm împreună. Care e rolul fiecăruia? Doamne, ajută-ne! Pentru că am vorbit despre plinătatea Duhului, aș vrea în seara asta să vorbim despre roada Duhului. Așa am simțit că lăuzirea lui Dumnezeu pe direcția asta a roadei Duhului, care cu siguranță ați mai auzit predici, eu nu să vă spun acum lucruri noi, dar eu știți ce fac, îmi ridic pânzele și las pe Duhul să sufle. Pentru că El este viață, El este viață, El este inspirație. O să încep cu textul din Galatei, capitolul 5, versetul 16, pentru că aici specific apostolul Pavel începe prin a zice zic, dar umblați, cârmuiți de Duhul și atenție și nu împliniți poftele firii pământești. Foarte multă lume încearcă să se abțină să nu împlinească poftele firii, dar tot ce trebuie să faci să fii călăuzit de Duhul. Că și firea pământească poftește împotriva Duhului, da? Poftește. Are o voie, are o voință. Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu mai sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitorile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidile, uciderile, bețiile, îmburibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Există anumite curente religioase în sfera asta creștină care promovează un har din ăsta care te lasă să faci orice și oricând că lui Dumnezeu nu-i pasă și oricum să bagă supreși și că poți trăi oricum. Dragul meu, nu poți trăi oricum pentru că cei ce sunt al lui Hristos au Duhul lui Hristos în ei. Și am văzut că atunci când Duhul Sfânt vine în viața noastră, El lucrează sfințenie. Mai departe, textul spune roada Duhului din potrivă este, citim împreună, dragostea. Bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri, nu este lege. Că cei ce sunt al lui Hristos, e cineva aici al lui Hristos? Și-au răstignit firea pământească. Wow! Împreună cu patimile și poftele ei. dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Până aici, cuvântul Scripturii. Amin. E un text extraordinar. Pavel se adresează comunității creștine din Galatia și reiterează faptul că am fost chemați la libertate, dar libertatea aceasta de păcat nu ne dă dreptul, nu ne dă licență să trăim nici în păcat, dar nici în libertinism. Atenție! Nici în păcat sau în legalism, dar nici în libertinism. Sunt întotdeauna în Galatene, aici sunt două extreme. Legalismul și libertinismul. Și Apostolul Pavel și spune, da, ați fost eliberați. Hristos v-a eliberat, dar nu vrea să vă întoarceți nici la legalism, dar nici la libertinism. El vrea să fiți conduși de Duhul Sfânt. Îmi place că spune aici. Nu faceți o pricină din libertatea asta de a trăi pentru firea pământească. Nu faceți o pricină de a face lucruri greșite. Da nu trăiți pentru lumea aceasta, nu mai trăiți pentru lumea aceasta. Îmi place că apostolul Pavel ne cheamă la această relație cu Duhul lui cel Sfânt, cu Duhul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi face o chemare directă, asta este o poruncă, zic dar umblați cârmuiți de Duhul. Vreau să te întreb, tu umbli cârmuit de Duhul? Sau umbli cârmuit de sentimente, de emoții, de filozofii care le-ai învățat din familie, de tipare pe care uh, impulsuri, da, impulsurile firii? Spunea un tânăr ceva, îmi zice că asta e bine, sufletul îmi spune că asta e bine pentru mine. Numai biblic nu era ce spunea el, dar sufletul inimii mai spunea. Tot el spunea, ochii văd, inima cere, ce să-i faci? Iubirea e mare. Oameni care trăiesc conduși de impulsuri, Vezi tu, apostolul începe să ne descrie în versetul 17, 18. Pentru ce se luptă? Pentru ce se luptă? Care este obiectul luptei? Sufletul nostru, voința noastră. Vezi, spune aici că nu putem face ce voim. Am auzit unii creștini că spun eu sunt neutru, nu-s nici cu firea nici cu diavolul, nici cu Duhul. N-ai cum să fii neutru. Ești fie că lăuzi de Duhul lui Dumnezeu, fie că lăuzi de poftele firii. Apoi spuneam că Pavel, apostolul aici, descrie războiul ăsta. Tot timpul este o luptă pentru voința ta. Întrebarea este tu, de cine asculți? Pentru că de cine asculți, aia va determina biruința sau înfrângerea ta. Nu contează cât de mult știi. Nu contează câte cunoștință știi, câtă psihologie știi, câtă psihoterapie știi, câtă scriptură știi. Dacă n-ai o ureche și o voință gata să se plece înaintea cuvântului Dumnezeu, vei fi înfrânt. Apoi Pavel Apostolul face o distinție clară între faptele firii și faptele și roada Duhului. Și îmi place că el începe să le descrie, dar nu-i singura listă despre faptele firii în Scriptură. Nu e o listă exoactivă, dar nu e o listă completă. Însă el descrie câteva aici și aș vrea să le repet. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Cu alte cuvinte, firea are evidență lei are manifestările ei. Nu trebuie să te păcălești pe tine, trebuie să te evaluezi corect. Când tu simți întotdeauna dorință de răzbunare, aia e o problemă. Când tu totdeauna simți nevoia să-ți faci dreptate, ai o evidență că tu trăiești în faptele firii, că nu stai să te încrezi în dreptul judecător. Când tot timpul simți nevoia să dai peste nas la altul, să întorci vorba, aia este o evidență că tu trăiești condus de faptele firii. Să nu mai spun condus de pofte. Pavel le ia și le spune aici, spune, cur... sunt prea curvia. Curvia, doar, doar, do do vreau să mă opresc un pic la prea curvie. Am întâlnit pe cineva care era din zonă ortodoxă, a venit la biserică, la Pentecostal și la un moment dat a venit la mine și mi-a zis, mi-a plăcut cum ai predicat, dar vezi, uite, și Biblia ne spune că putem să curvim, dar să nu prea, curvim. Dragul meu, aici e cuvântul adulter, ca să spunem pe românește. Deci nu zice că poți să, 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 nu prea, da? Put, nu, nu spune așa ceva. Adulter, adulter, da? Curvia, necurăția, desfrânarea, închinare la idole, atenție, vrăjitorie. Noi știm că încăpățânarea și neascultarea e vrăjitorie înainte ochilor lui Dumnezeu, corect? Vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile. Mă, ce să fac? Să mă pe cum așa? așa îi sărea sandura de numă. Era mai mânios, mă mâniu repede. Vezi că e o faptă a firii mânia. E o faptă a firii, Pavel ne-o descrie aici. Neînțelegerile, dezbinările. Vezi dacă ești un om care provoși dezbinări și neînțelegeri peste tot pe unde mergi, Nicio o biserică nu-i prea bună pentru tine, ai o problemă. Mi-a zis cineva odată și m-a întrebat, au știi o biserică așa bună, adică așa mai perfect, așa că peste tot pe unde am umblat, n-am găsit. Zic, te rog frumos, nu mai te du, dacă aș fi o biserică perfectă, n-aș recomanda-o, că dacă tu ai merge acolo, ai strica-o. Dragul meu, faptele firii sunt acestea, dar faptele firii, firii Apostolul Pavel le mai descrie și în 1 Corinteni 6, de la 9 la 10. 1 Corinteni 6, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni în părăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici adulterii, nici malahii, nici sodomisii, nici hoții, nici cei lacom, iată că lăcomia e închinare la idoli, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, adică cei care vorbesc mult să ceartă mult, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iată ce avertizment în Scriptura. Apocalipsa 21 cu cât despre fricoși, cât sunteți conduși de frică necredincioși. La cât ne dă impulsuri necredința într-o săptămână? Scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol, mincinoși. Nu cred că e cineva aici care să nu fie mințit vreodată. Dar mă rog, Domnului, să nu fie cineva aici care să practice o viață de minciună și duplicitate. Pentru că fățărnicia înaintea Lui Dumnezeu este minciună. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. De, am citit avertizmentul lui Pavel și, sincer, am stat să mă evaluez. Doamne, eu sunt un om condus de fire sau de Duh? Pentru că faptele firii sunt evidente. Nu trebuie să le facem, că nu le vedem. Apoi Pavel merge mai departe și vine cu roada Duhului. Atenție, nu roadele, nu-i la plural. E o singură roadă care are mai multe dimensiuni. E un buchet acolo. Roada Duhului. De ce îi spune roada Duhului? De ce nu-i spune roada lui Sani? Roada lui George, roada lui Filip, roada lui Teo. Pentru că noi în firea noastră nu putem produce dumnezeire. Firea noastră nu poate produce nimic divin. Nu știu dacă v-ați convins de asta. Am spunea cineva, auzi, Sani, vreau să întreb, care e cea mai bună versiune a ta? Din anii care ai trăit pe pământ. Zic, pot să spun care a fost cea mai proastă versiune mea până în 16 ani jumate, până să-L întâlnesc pe Hristos. Dar nu există cea mai bună versiune a mea. Există doar Hristos în noi, nădejdea slavei. Dacă ești un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, vei avea roada Duhului lui Dumnezeu. Și începe Scriptura și ne spune că prima este dragostea. E prima. De ce? Pentru că credința autentică lucrează prin dragoste. Dragostea, dragostea. Căci în Iisus Hristos nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, n-au niciun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Dragostea, dragostea, dragostea. Dar ce este dragostea? Dragostea ne descrisă în 1 Corinteni 13, de la 4 la 7. Dragostea este îndelung, este plină de bunătate. Dragostea nu invidiază sau nu pismuiește, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea are o definiție. Dragostea e ceva ce doare, dragostea e ceva ce te costă, dragostea nu e un sentiment. Dragostea, Cuvântul agapin aici înseamnă sacrificiu total. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea agapin, agapeo, încât a dat pe singurul lui fiu ca jertfă. Prima roada a Duhului este dragostea. Un om care îi plin de Duhul, un om care rodește Duhul Sfânt în el, se vede în spiritul de sacrificiu. E un om care suflică mânecile și trece la treabă. Eu sunt provocat de cuvântul ăsta. Nu știu dacă voi sunteți. A doua roadă este bucuria. Bucuria nu ține de ce se întâmplă în exterior. Odată stăteam în București, eram un pic mai apăsat așa și am auzit o voce blândă care m-a întrebat, cum este vremea? Și imediat m-am uitat pe geam și am zis, Doamne, e înnorat. Nu, nu, cum este vremea în inima ta? Pentru că bucuria ta, Sani, nu trebuie să depindă de circumstanțele exterioare. Aia e fericirea. Bucuria în Domnul e tăria... Mea spunea Neemia, bucuria în Domnul e tăria mea. Bucuria în Domnul e tăria mea. Spune Scriptura în Proverbe 17 cu 22 în verset care iubesc. O inimă veselă este un leac bun, dar un duh mâhnit usucă oasele. Te întreb de ce așa mulți oameni sunt bolnavi? Pentru că nu mai au bucurie. Și vezi pe unul la 70-80 de ani, mi-aduc aminte de unul în Anglia, un frate, m-am uitat la 76 de ani și muncea. Și zic, frate, mai poți? Și eu sunt plin de suc și verde că Domnul e cu mine. Zic, mulțumesc pentru lecția asta, îți mulțumesc că mi-ai dat-o că am nevoie de ea. Zice, măi, eu la 76 de ani și am lucrat 45, zice. Eu zâmbesc și laud pe Domnul și voi, tineri din ziua de azi, abia vă deschideți gura. De aceea, bucuria în Domnul e tăria mea. Haideți să spunem împreună, bucuria în Domnul e tăria mea. Nu zice bucuria în servici. Nu zice bucuria în salariu. Bucuria în grădină, bucuria în straturi, bucuria în livada mea e tăria, bucuria în pianul meu. Toate lucrurile astea sunt bune. Bucuria în cardul meu, bancar, e tăria mea. Nu și așa? E bucuria în Domnul. Noi suntem legați de Dumnezeu care nu depinde de pământul ăsta. El există prin fieși, El este sursa tuturor resurselor. Și Biblia spune, Pavel spune să-ți Dumnezeu de grijă după bogăția lui în... Slavă, nu economia de pe pământ. Dumnezeu are resurse, de-aia bucuria în Domnul e tăria mea. Doamne, îți mulțumesc că nu depinde de pământul ăsta. Și sunt străini și călători pe aici. Vă bucurați că suntem în trecere pe aici? Îmi place mentalitatea lui Pavel și abia aștept să mă mut hai nu mai pot să stau pe aici, dar trebuie să stau pentru voi, nu mă lasă Domnul să plecă, mai trebuie să vă învăț, trebuie să vă echipez. Dar dragilor, noi suntem bucuroși pentru că avem deja o țară mai bună, o cetate mai bună, avem acolo o casă mai bună, lucrurile astea aici sunt bune, dar sunt temporare. De asta bucuria în Domnul tăria mea. Apoi, pacea, pacea. Pacea, Domnul Hristos spunea, eu am 14 cu 24, vă las pacea mea, vă dau pacea mea. De ce Dumnezeu, Iisus Hristos, vrea să ne dea pacea Lui? Nu știu, la voi aici, în, nu știu dacă există vorba asta, dar Moldova era vorba asta. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Lasă-mă că mă nervez. Dar el tot nervos era după ce l-ai să în pace. Pentru că pacea pe care să o dă lumea nu este o pace care ține. Nu e o pace permanentă, nu e o ancoră care te leagă de cer. Dar pacea care ți o dă Iisus Hristos, când se o dă, nu ți se mai tulbure inima nici nu ți se mai înspăimântă. Efesem 2 cu 14, căci El este pacea noastră. El este. Filipen 4, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu, prin rugăciuni, cereri, cu mulțumiri și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepre vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Și aici e un termen militar. Cu alte cuvinte, de câte ori arunci îngrijorările asupra Domnului, Îngerul Domnului vine lângă tine și te păzește. Ești protejat. Domnul trimite ajutor. Pentru că Tu îți recunoști neputința, recunoști că Tu nu ești resursa. De asta ne rugăm, de asta strigăm. Doamne, eu nu sunt resursa. Eu nu-mi pot salva familia. Eu nu-mi pot salva copiii. Eu nu-mi pot salva părinții. Doamne, Tu ești sursa tuturor resurselor. În de răbdare, Doamne, cât am de lucrat aici. Uf, mai are cineva de lucrat la îndelungă răbdare? Vă sfătuiesc, Efesem 4, de la 1 la 2, vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițatul pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrenic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smene, smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Psalmul 103, coptul descrie pe Dumnezeu așa, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate textul originalul ebraic îmi place foarte mult pentru că acolo când spune despre îndelung răbdător spune așa că Dumnezeul nostru are nări lungi. În loc să te pedepsească pe loc, el trage aer în piept și zice mai lasă-l, mai iartă-l odată. El are răbdare. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și își dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Doamne, îți mulțumim pentru îndelungă răbdare. Ești bucuros că Domnul are răbdare cu tine? Ești bucuros că partenerul are răbdare cu tine, partenerul de viață? Slavă Domnului! Bunătate! Spune Scriptura că roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și adevăr. că bunătatea este o manifestare a plinătății Duhului Sfânt. Da? Care are rădăcină iubirea. Efeseni 4, 32. Citim împreună. FSM 4, cu 32. Frate Dan, Domnul bine te binecuvânteze cu voce tare înainte. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos? Întrebare pe tine, cum te-a chemat? Cum te iertat Hristos? De plin. Mie mi-a rupt toată factura. Mi-a rupt toată factura. Nu-mi scoate ochii din când în când. Sali, Ți-i păcatul ăla? Sani, ți-i păcatul ăla altul? Dumnezeu nu se mai uită în marea uitării. A aruncat păcatele mele și păcatele tale acolo, amin? Dumnezeu nu are obiceiul să o uite pentru că El nu vrea să-ți dea un trecut. El îți iartă trecutul, îți întărește viitorul cu harul lui și îți pregătește un viitor și o nădejde. Cineva să spună amin. Lăuda să fie Domnul, îmi place de Domnul, iubesc pe Domnul. Generozitatea. Aceasta expresie expresia a roadei Duhului Sfânt. Galateni 6 cu 10, așa dar când aveți prilej să facem bine la toți. Și mai ales fraților în credință. Îl cunosc pe un om care îl a vă spun sincer, scopul vieții lui e să fie de ajutor. Deci el abia așteaptă ziua de luni să sune un mesaj, să sune un telefon, să poată să ajute pe cineva. Și am spus, omule, tu n-ai obozit? Și nu. Biblia îmi spune, eu sunt la versetul ăsta, la 6 cu 10, când îl împlinesc pe ăsta mă apuc de altul. Așadar când avem prileji, și eu de-abia aștept prilejul, să facem bine la toți, adică toți, și ăia răi, și ei bun, și vecinii, și polițiștii, la toți, dar mai ales fraților în credință. Fii generos, credincioșia. Unul Corinteni 4 cu 2 încolo, ce se cere de la ispravnic este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul în credință. Sat, Doamne, cum le dăm cu părerea pentru lucrul altuia? Vi se întâmplă? Să te uiți și să știi tu mai bine ca ala, că acum trebuie să se joace pe teren. Acum, cu meciul ăsta cu România, care a pierdut, am tot auzit pe unde merg tot felul de cunoscători, antrenori. Ar fi trebuit să facă aia. Ar fi tre... Noi avem boala asta, Doamne, iartă-ne. Suntem specialiști în toate. Suntem specialiști în toate. Dragul meu, Dumnezeu e singurul specialist în toate. Trebuie să ne acceptăm limitarea și să fim credincioși în lucru în credin sat. Amin. Iacov 1 cu 12, ferice de cel ce rabde ispita, că și după ce a fost găsit bun sau matur, mai e cuvântul matur acolo, adică te-ai maturizat, poți să suporți focul ăla. va primi cu una vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Fii credincios în lucru încredințat. Blândețea, Dragilor, nu știu cum la voi, dar eu am de lucrat aici. Nu știu pentru cei care aveți copii cum, cum stați cu blândețea. Dar Domnul spune așa, Matei 11 cu 29, Matei 11 cu 29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la modelul nostru e Domnul Hristos. Căci eu sunt, blând și smerit cu inima. Cu alte cuvinte ne spune Domnul aici un secret, că un om care e mânios, un om care explodează, la nu-i smerit cu inima, în inima lui se întâmplă ceva, e un om arogant, e un om trufaș, simte nevoia să umilească, să pună jos. Dar dacă e smerit, blândețea e legată de smerenie și smerenia e legată de ascultare. Și veți găsi o dihină pentru sufletele voastre. Vezi tu că blândețea nu numai că ajută pe aproapele tău, te ajută și pe tine. Pentru că tu nu ești în control. Cine e în control? Dumnezeu. Și aici, fraților, mai este o expresie a roadei Duhului Sfânt, înfrânarea poftelor. Aici eu cred că, sincer, când văd o slănină bună, o roșie, o pâine de casă și aparatul de cafea, am nevoie să mă îmbrac cu toată înfrânarea poftelor. Odată am primit o soare atât de bună, că am mâncat într-o seară, că până la 5 dimineața n-am putut dormi de dureri de fier. Și mă rugam, Doamne, ia-mi durerea. Doamne, eu zicea Domnul, eu ți-am spus să mănânci doar două felii, dar tu ai ținut să mănânci trei sferturi de pită. Eu știu, Doamne, că mi-ai scris în cuvânt, dar ajută-mă acum și iartă-mă, te rog frumos. Eu te-am iertat dar factura trebuie să o plătești tu. Și pe la 5 și un sfert am închis un ochi și a doua zi, și a doua zi, și am învățat o lecție. Înfrânarea poftelor îmi face bine mie. Îmi place ce spune Scriptura, și e unul din versetele mele preferate, soția mea a avut grijă să mi-l rostească an la rândul, cel încet la mânie, proverbe 16 cu 32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Îl citesc din nou. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Mai mult decât unul care face bani, face, da, rupe lumea, urcă toți munții, urcă Himalaya financiar mai mult. Cel încet la mânie. Și cel ce este stăpân pe sine, Prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Wow! Tit 2 de la 11 la 12, că șarul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul acesta de acum cu cumpă tare. Doamne, dacă ne-ar vedea ăștia din lume că avem cumpătare când mergem pe la Nunț. M-am fost la o nuntă acum ceva vreme. Și m-am așezat pe scaun și în ziua aia nu prea aveam poftă să mănânc. Vă spun sincer, mi-am comandat un espresso și am zis, mă, știu că de obicei la anunț să mai pune câte o plăcintă cu mere, câte pe aici, multe să pun. Și am așteptat și s-a dat drumul la barul de, cum se numește, ajută-mă, candy bar, candy Baros. adică barul de prăjituri. Măi, zic, nu mă duc, mai aștept 5 minute. Când mă ridic, știți ce mai era acolo? o singură coajă de la o prăjitură, foietaș din ala care nu lasă nimeni. M-am uitat pe mese toți cu farfurile atât. Mulți dintre ei n-au mâncat tot ce și-au luat, dar și-au luat. E ușor aici să spui că ai înfrânarea poftelor, dar aș vrea să te văd în viața reală. Odată am fost invitat la un meci de fotbal, ultimul meu meci de fotbal în 2011. Să vedeți acolo frații cum s-au dezlănțuit. Am plecat vânăt pe picioare, abia mergeam și unul care m-a lovit cel mai tare, la sfârșit, să dăde atât de miros și mi-a spus că mă iubește în Domnul, că n-a fost intenționat, că a fost just business, a fost doar afacere pe teren și că s-a prezentat și că e diaconul bisericii. Și a zis că nu te supăra pe mine, dar la fotbal, zice, pur și simplu sunt alt om. Doamne, am nevoie, Duhul Sfânt, să mă ajuți în înfrânarea poftelor. Dar înfrânarea poftelor se exersează, vedeți, Apostolul Pavel spune, prin exercițiu m-am deprins să fiu mulțumit e o deprindere. Dragul meu, acestea sunt cele nouă, nouă expresii ale roadei Duhului Sfânt. Dragostea sacrificială, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Întrebarea este, unde ai nevoie de ajutor? E posibil să fie una, e posibil să fie mai multe. Pentru că nu-i roada noastră, e roada Duhului, dar noi avem o parte și vreau să mergem la partea noastră, ca de obicei. Pentru că mai avem câteva minute, aș vrea să merg și să facem aplicația. Care e partea noastră? Cum putem să avem roada aceasta a Duhului? Că eu cunosc oameni în biserică de 20-30 de ani și când mă întâlnesc cu ei, mă întâlnesc cu amărăciune, mă întâlnesc cu mânie, vorbesc nepoliticos, n-au respect față de biserică, n-au respect față de Cuvântul lui Dumnezeu, n-au respect față de frați, vorbesc negativ de țară, vorbesc negativ de guvernanți. Una e că îți dai o părere dacă în tot blestem țara asta într-una, dragul meu, aia se întoarce că se, ce semeni? Și eu mă întreb, unde este roada? Pentru că la sfârșit spune Scriptura că Domnul Hristos a mers și a găsit un smochin și nu s-a săturat cu frunze. A căutat ce? rod. Domnul Hristos în seara asta caută rod. Și sincer să fiu mi teamă că începând cu mine și încă câțiva poate aici avem doar frunze. Mă rog Domnului să trecem testul ăsta. Dar ca să ai fructul, să ai fructul, trebuie să ai sămânța. Pentru că fructul vine dintr-o sămânță. Dacă n-ai sămânță, n-ai fruct. Care este sămânța? Citeam dimineață Coloseni 3,16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. În textul grec original spune așa Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu înțelepciune. Pentru că acolo unde e plinătatea Duhului, vezi un om înțelept. Acolo unde e cuvântul lui Hristos, omul se înțelepțește. David spunea, când citesc cuvintele tale și le învăț Dumnezeule, sunt mai înțelept ca oamenii mare lumii. 2 Petru, o să iau un text din 2 Petru, dar mai înainte vreau să spun așa, avem o simbolistică extraordinară în Exod 16 cu 4. Acolo Dumnezeu dă o soluție evreilor pentru următorii 40 de ani și acea soluție ca să le acopere nevoile trupului se numește mană. Domnul a zis lui Moise, iată că voi face ce? Să plouă pâine din ceruri. Țineți minte cuvântul ăsta, mană. Țineți minte simbolistica asta, pentru că o să tragem de aici câteva principii care le putem aplica în cum să lăsăm Duhul Sfânt să rodească noi, pentru că Duhul rodește, dar noi trebuie să dăm materia primă. Și materia primă este cuvântul Lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, ăsta e primul punct, că mana a coborât din cer. Mana nu era de pe pământ. Dumnezeu a făcut să plouă mană din cer, ceea ce înseamnă că mana aia era o substanță supranaturală. Evreii 40 de ani s-au hrănit, 40 de ani Dumnezeu le-a purtat de grijă, dragul meu. Această mană este venită din cer. Spune Scriptura 2 Petru 1, de la 20 la 21, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio o prorocie nu se tâlcuiește singură, căci nici o prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu uf, mânați de Duhul Sfânt. Trebuie să înțelegi că în același fel în care Dumnezeu a trimis mană din cer poporului lui Israel, El ți-a trimis mană în cuvântul Lui. Aceasta este supranaturală. Nu e o carte. E ceva mai mult decât atât. Îs cuvintele lui Dumnezeu cel viu. Sunt suflarea lui Dumnezeu. Aici este logosul, rațiunea, mintea, planul, consiliul, sfatul lui Dumnezeu din ceruri pentru mine și pentru tine. Trebuie să venim cu reverență și cu onoare. Mi-e teamă că ne-am pierdut reverența față de cuvântul Domnului. Mi-e teamă că unii trecem cu săptămânile și nu atingem cartea asta sfântă. Biblia spune în 2 Timotei 3 de la 14 la 17 Apostolul Pavel era în închisoare Era gata să fie cu capul tăiat Și trimite ultimele gânduri Fiului lui în credință Timotei Și nu-i scrie fi tare, proclamă Fă aia, fă aia, fă bani Uite ce-i scrie Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat Și de care ești de plin încredințat Că știi de la cine le-ai învățat Din pruncie cunoști Trei pași să fii bogat? Șapte metode să ai o viață fericită? Asta îi spune Pavel. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Sunt sfinte. Pentru că e ruah, e suflarea lui Dumnezeu. Nu sunt doar niște litere negre pe hârtie albă. Aici, e suflarea lui Dumnezeu. Sfintele Scripturi care pot să-ți dea ce? Înțelepciunea care te duce la mântuire prin credință în Isus Hristos. Și citim împreună versetul următor. Toată este de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dragul meu, să fii un om plin de duh, să fii desăvârșit, adică matur, la statura plinătății lui Hristos, pentru orice lucrare bună, ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de această mană din cer. Amin! Nu se poate fără asta! Lăsați predicile pe YouTube, lăsați pastorii pe YouTube, mergeți la cuvântul inspirat al lui Dumnezeu! Ăla trebuie să fie după! Mana era trimisă de Dumnezeu din cer, cum nouă scriptură le-a fost lăsată și trimisă de Dumnezeu prin cer. Al doilea lucru este că mana le era dată izraeliților, dar ei trebuiau să o culeagă, nu le cădea în gură. Dumnezeu trimitea mana, dar ei trebuiau să facă un efort. Trebuiau să facă un efort. Să depună un mini efort și noi trebuie să adunăm. Trebuie să venim la Cuvântul Lui Dumnezeu, să studiem, să ne apropiem, să ne atingem de cuvânt, să-L primim, să ne luptăm cu conceptele care sunt aici, să înțelegem, să adunăm, să studiem. Proverbe 2 de la 1 la 6, ia uite ce scrie. Trebuie să depui un efort, omule. Nu te mai duce la YouTube, pac, ai dat, vine zăhărelul. S-ai luat injecția, mergi la Scriptură, e cuvântul inspirat al Lui Dumnezeu. Asta e prima noastră hrană. Fiule, dacă vei pri mi cuvintele mele. Dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune, dacă vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta, e o căutare ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu căci Domnul dă înțelepciune și din gura lui ies cunoștință și pricepere. Ce înseamnă asta? Că implică un efort. Nu există un pachet preambalat, înghețat de Scriptură să-ți vină să-ți bage doza. Tu trebuie să te duci la Cuvântul Lui Dumnezeu, să te smerești, să zici, Duhule Sfânt, sunt studentul Cuvântului Tău pentru tot restul vieții mele. Maria cu Marta l-au primit pe Domnul Hristos în casă, dar una dintre ele, adică Maria, s-a pus la picioarele Cuvântului și a început să asculte cuvintele Lui, pentru că cuvintele Lui sunt Duh și viață. Mulți dintre noi știu mai bine ce a zis Dalai Lama și ce a zis președintele Cutare și ce a zis Rumi și ce a zis Cutare decât ce spune Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi suntem mai bine puși la punct cu știrile cotidiene decât cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, Scriptura e mana trimisă de sus, dar trebuie să o culegi, trebuie să depui un efort. Trebuie culea să mergi pe câmpurile Scripturii și începe să culegi, începe să meditezi, începe să lași cuvântul să permieze, să, să, să intre în mintea ta și să nască planurile lui Dumnezeu. Dacă vrei roadă, ai nevoie de sămânța potrivită. Nu poți să plantezi cartofi, barabule și să vrei roșii, n-ai cum. Mulți dintre noi vrem roada Duhului Sfânt, dar nu facem nimic punem în noi doar fire pământească. Stăm toată ziua pe telefon. O, oh, lumea asta ce frumoasă e. O fi frumoasă, dar e putredă. Și lumea și pofta ei trece. Mana vine de sus din cer de la Dumnezeu, Scriptura vine de sus. Mana trebuia culeasă, noi trebuie să plătim prețul și să culegem de pe câmpurile acestor pagini ce Duhul Sfânt ne vorbește. Apoi trei, mana trebuia culeasă în fiecare zi. Nu odată pe săptămână, nu odată pe luni. Dragul meu, eu pot să stau fără mâncare o zi, spun sincer. Am stat și aproape o săptămână fără mâncare, am stat și mai mult. Că am vrut, că n-am vrut, că nu aveam. Eram undeva unde nu puteam să procur mâncare. Dar asta nu înseamnă că aia este ordinea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut trupul ăsta să mănânce în fiecare zi. Sufletul tău, omul din la lăuntru, tebere hărărit în fiecare zi. Mana trebuia culeasă în fiecare zi. Nu puteai să păstrezi de pe zi pe alta pentru că făcea fiermi. Biblia ne învață acest principiu zilnic să venim la cuvântul lui Dumnezeu. Zilnic, 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 zilnic. Matei 4 cu 4, unul din versetele mele preferate, de pe timpul cu vitamina C. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Și aici, în original, e cuvântul Rema nu e cuvântul Logos, e cuvântul Rema, adică în timp ce tu citești scripturile, Duhul Sfânt deodată îți luminează ceva, îți dă un cuvânt pentru ziua respectivă, la momentul respectiv, la nevoia ta. E acel cuvânt rostit, Duhul Sfânt îl ia și ți-l face plin de viață și plin de putere. De asta ai nevoie în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, de această mană din cer. Nu doar o dată pe săptămână. Tânărul ăla care îmi spunea, eu am ascultat 26 de predici, și mai am postul pe mine învăța? Întrebare, din alea două șase de predici, cât este predicat cuvântul lui Dumnezeu și cât sunt părerile oamenilor. De asta atunci când vrei să te hrănești, vino și mănâncă proteina cerului. Vino și mănâncă mană. Vino și mănâncă cuvântul lui Dumnezeu. Ia cuvintele astea, îi spune Domnul Iisus, îi spune de, de fapt lui Iosua Dumnezeu. Meditează, zi și noapte, meditează, ține-le la mintea ta, la inima ta, fole prețioase. M-am dus odată cu avionul în America. 17 ore am zburat. Și nu știu cum, ce n-am făcut că am căzut la fereastră și eu nu-mi place să stau la fereastră, dar nu de frică. Eu sunt omul care beau foarte multă apă și am nevoie de exit, de toaletă. Și nu știu cum, m-a pus la fereastră, m-am înțeles cu ăsta, m-am dus la mijloc ăsta, a dormit la fereastră, dar lângă mine vine un evreu. Și zic, mă, hai să nu-l deranjez pe ăsta, mă duc mai încolo la toaletă. Oameni buni, mă credeți că din Londra până New York s-a rugat într-una? Am crezut că nebunesc, eram ca balonul. Nu mai puteam. Am vrut să-l opresc, și își pusese cutiuța cu cuvântul și a legat sfoara de mână, dar cureaua cu legile și a pus toate și a început pe scaun și eu nu mai puteam, ziceam la soară de să băi, spuneți să faceți ceva, că nu se mai poate. Dar nici nu se dădea la o parte. El era el cu Dumnezeu. Și la sfârșit când termină, mă duc și mă întorc, zic, bă omule, explică-mi și mie ce faci. Mănânc cuvântul lui Dumnezeu. Păi, dar zic, masa ta ține mult de tot, zic, a mea ține 10 minute. Zice, noi mâncăm mai multe evrei, de-aia suntem unde suntem. Mănâncă în fiecare zi cuvântul Lui Dumnezeu, Nu întreb, era student. Zic, nu te supăra, de câte ori pe săptămână face asta? În fiecare zi. Zic, wow, wow. Zic, băi, sunteți râvnoși tare ca popor. Vreau să te întreb, mănânci cuvântul Domnului? Sau te-ai învățat pe suplimente de pe YouTube? Știi de ce are biserica diabet? Pentru că în loc să meargă să mestece, pune paiul cu fresh, zahăr. Zahăr. Diabet. Dragul meu, Domnul, vreau o biserică sănătoasă. Amin? Am spus că mana vine din cer. Mana trebuie culeasă. Mana trebuie culeasă în fiecare zi. Și ultimul punct este că mana trebuie mâncată. Dumnezeu nu dădea mană israeliților să se uite la ea. Wow! Substanță cerească. Biblia o mai numește și mâncarea sau hrana, dar pâinea îngerilor. Nu, ei trebuiau să o mănânce. Cuvântul lui Dumnezeu este ca noi să-L consumăm. Omul din lăuntru are nevoie de Scriptură. El nu se hrănește cu altceva. Am înțeles asta din primele zile când m-am întors la Dumnezeu. V-am mai povestit și nu vreau să vă mai repet. Păstorul la care a venit și mi-a pus Noul testament în mână, mi-a făcut cel mai mare cadou din viața mea. Dacă nu citește asta, dracute ia. așa mi-a spus simplu. Și am înțeles exact ce spune. Că fără Cuvântul Dumnezeu, fără Hristos, despărți de El, nu pot face nimic. Și din ziua aia mi-am făcut scop al vieții mele, în fiecare zi, să culeg mana din cer și să o consum. Pentru că asta îmi dă mie tărie și putere. Dumnezeu a pus toate vitaminele și suplimentele cerești aici. Mana nu vine pe TikTok, să știi pe Instagram, pe Pinterest, pe Facebook. Mana adevărată, spune Domnul Hristos. Tatăl Ceresc vă dă mana, da? Pâine adevărată. Și pâinea adevărată e Domnul Iisus Hristos care ne-a lăsat cuvântul Lui. Dragul meu, cuvântul Lui Hristos să locuiască din bel și cum voi. Încă un verset, proverbe 4, 20 cu 23. Ne apropiem de final. Fiule, ia aminte la cuvintele mele. Ce înseamnă pentru voi, fiule, ia aminte? Ia aminte pune în, în minte. Ia minte. La ce? La ce? La cuvintele mele, pleacă-ți urechea, la ce? Adică ascult atent, la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, adică protejează-le, că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Știi de ce biserica e bolnavă fizic? Pentru că n-avem cuvântul lui Hristos locuind în noi. Ele sunt viață. De ce creștinul nu are viață? De ce e un creștin plictisit, un creștin dezactivat, un creștin demotivat? Pentru că nu are cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Hristos a fost cuvântul întrupat. Ăsta e modelul, ăsta e singurul model. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Căci din ea ies izvoarele vieții. Vezi, cuvântul lui Dumnezeu te învață, cuvântul lui Dumnezeu îți promite că vei trăi, cuvântul lui Dumnezeu îți dă o crotire, cuvântul lui Dumnezeu îți dă protecție, înalță înțelepciunea și ea te va înalța. Ia va pune o cunună pe cap, îți dă înălțare, îți dă promovare. Cuvintele lui, cuvintele îți lungesc anii vieții, se vor înmulți, spune Scriptura. Eu îți voi arăta înțelepciunea, când vei alerga, nu te vei potigni, căci cuvintele mele sunt viață, ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o! păstrează-o, nu mai da. Nu o da imediat pe următorul film de Netflix. Păstrează învățătura, gândește-te la ea. Când vrea diavolul să-ți cuvântul, luptă-te pentru el. ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, repetă-ți-l. Păstrează-o, spune Scriptura, Proverbe 4 cu 13, căci ea este viața ta. Asta este viața ta. Dumnezeu îți dă viață prin cuvintele vieții veșnice. Ce promisiuni, viață lungă, o crotire, protecție, înălțare, nu te vei împiedica, vei avea călăuzire și îți va da viața. Nu vă plac promisiunile astea? Mie îmi plac. Vreau să le am, dar trebuie ca să primesc mana din cer, nu pseudo-mană de pe YouTube. Știu pe cineva care îmi spunea, măi, sincer, aș vrea să citesc Scriptura, dar nu mă trage, eu citesc cărți de-astea romane, romane, telenovele, ne-am rugat pentru o soră foarte sinceră, o soră sinceră de tot ce frate Sani zice, eu eram o cititoare a Scripturii, o devoratoare de Scriptură. Nu știu cum s-a întâmplat că am ajuns să fiu devoratoare de telenovele. Există soluție pentru asta? Există. Întoarce-te de unde ai căzut și pocăiește -te. Eu vreau să te întreb dacă o să vezi de acum și până vei pleca la ceruri. Film după film după film după film, după film, după film pe Netflix. Vei fi mai credincios? Ce îți dă lumea asta? Ba mai mult, îți trage și te pune pe minus. Dar Hristos, cuvintele lui, sunt Duh și sunt viață. Concluzie. Dumnezeu ne-a lăsat Sfânta Scriptură care e cuvântul lui inspirat. Adică suflarea, logosul, rațiunea, mintea, sfatul, lui, înțelepciunea lui. Ca să o plantăm în mintea noastră, în acest teren fertil, în Sufletul nostru, în Ființa noastră, ca Duhul să ia și să rodească. Dragul meu, nu poți să ai rod fără să mânsă. Spune vecinului, nu poți să ai rod fără să mânsă. Mi-a spus odată un profesor, mi-a spus așa, Sani, dragostea ta de Dumnezeu știi în ce se arată cel mai mult, în păzirea poruncilor lui și păzirea poruncilor lui se arată în păzirea Scripturii, că aici sunt poruncile Lui. Cu alte cuvinte, dragostea de Dumnezeu e egal, iubesc cuvântul Lui Dumnezeu, îl ascult, îl citesc, îl mănânc, îl practic, îl dau la alții, amin? Aș vrea să vă citesc doar un singur verset. Un singur verset înainte de ultimul verset. Și să facem finalul. Îmi place așa de mult această carte. Nu știu dacă ați citit Cartea Ezra. Capitolul 7 cu 10. Ăsta e versetul anului pentru mine. Ezra 7 cu 10 că Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului, atenție, și să învețe pe oameni. În mijlocul lui Israel, legile și poruncile lui sunt trei pași acolo. Ezra întâi și-a pus inima lui să-l caute pe Domnul el. Amin? Apoi, acolo în original spune să practice cuvântul, să-l pună în aplicare, să funcționeze la el și apoi să-i învețe și pe alții cum să practice. Ăsta e versetul anului pentru mine. Mi-am pus inima să-L caut pe Domnul, să practic cuvântul și după ce-L practic eu, să învăț și pe alții. Dragii mei, eu nu predic ceva ce nu practic. Practic lucrul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu mi-a dat viață, mi-a dat o minte sănătoasă, mi-a scumpărat, scumpărat, sufletul și îmi place ce spune Domnul Isus Hristos în ultimul verset de astăzi, Ioan 15 de la 5 la 10, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, atenție, este aruncat afară ca mlădița neroditoare, se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dar dacă rămâne cineva în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, sau pentru că aduceți multă roadă, este acolo un alt sens. Pentru că ați rămas în mine și cuvintele mele sunt în voi, ați început să rodiți, Tatăl va fi proslăvit și voi veți primi calificativul de ucenici ai mei. Ăsta e sensul. Rămâneți în mine. Cum a iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Ce înseamnă, Doamne, să rămânem în dragostea ta? Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Dragilor, Scriptura ne-a vorbit astăzi. Vreți să fiți un pom cu roadă binecuvântat? Eu aveam un cântec mai de mult care îl cântam. Eu nu vreau să fiu ca smochinul temat vreau să fiu un pom cu roadă binecuvântat. Pentru că am înțeles gravitatea faptului că religia mă face să produc doar frunze. Dar cuvântul lui Dumnezeu îl ia Duhul Sfânt în mine și rodește să dumnezească. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne har! Odată, mie mai îmi și istoria, tatăl meu era profesor de istorie și mi-a spus odată o poveste cu atenienii, Știți că, nu știu, în Grecia Antică erau mai multe orașe state, ei se autonomizau, să conduceau și ei au inventat democrația. Și atenienii au trimis o scrisoare spartanilor într-o zi, supărați pe ei și au spus, dacă venim la voi, vă rupem capul, dacă venim la voi, vă distrugem corabile, dacă venim la voi, vă omorâm femeile, dacă venim la voi, vă facem așa și dacă venim la voi așa și la care spartanii au răspuns cu un singur cuvânt înapoi, dacă. Adică, încercați. Nu s-a întâmplat aia pentru că le era frică de ei. Dragul meu, e un dacă în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă rămâne cineva în mine. Beni, te rog. Și dacă rămân cuvintele mele în el, atunci vom fi roditori. Vom avea atâta de roadă, fratele meu Dan, fratele meu Tibi, fratele meu Filip, fratele meu Alex, fratele meu Beni, și toate surorile și frații de aici, încât oamenii se vor șoca și vor întreba, bă, oamenilor, care e soluția? Soluția și cheia e una singură. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Acolo textul original spune, fiți atât de bogați de cuvântul lui Dumnezeu încât nu mai puteți să-L puneți în voi să cadă pe lângă. Când să ating oamenii de voi să iasă cuvânt. Nu știu dacă ați, ați avut vreodată ceva ambibat de ulei și când ai pus mâna și ai apăsat, a ieșit uleiul la suprafață. Așa spune, așa e cuvântul acolo. Să fiți plini din abundență, să abundați în cuvântul lui Dumnezeu, care e viu și lucrător. Și dacă el e viu și lucrător, nu o să fii nici leneș, nici neroditor. Amin? De ce nu avem roadă? Pur și simplu pentru că nu vrem să împlinim condiția dacă. Și diavolul astăzi se amenință cum odată ateniene, ateniene amenințau. dacă. El știe că omul are de ales. Și de-aia spune Scriptura, umblați că lăuziți de Duhul, dați voința Duhului, împliniți porunca Duhului. Doamne Iisuse, aș vrea să fiu dintre oamenii care atunci când vii să mă cercetez, să am roadă. Doamne, nu vreau să am doar frunze. Am văzut că Tu ai blestemat și în Ioan capitolul 15 ce ne spui că vița care nu are roadă o tai și o arunci în foc. Eu nu vreau să fiu și nimeni de aici nu vrem să fim niște vițe aruncate în foc. Și astăzi luăm această decizie. Să ne întoarcem la cuvântul tău viu și adevărat. Pentru că nu vrem, Doamne, doar să ne ridicăm pânzele să fim plini de Duh, dar vrem să fim și roditori. Vrem ca Duhul Tău să rodească noi și ne punem la dispoziția Lui să fim acel pământ roditor. Ajută-ne să luăm mana din cer, să o culegem în fiecare zi, să o mâncăm, ca omul lui Dumnezeu, să fie cu totul de săvâr, și gata pentru orice lucrare bună. Îți dorește asta nivelul ăsta de credință? Eu mi-l doresc. Atunci hai să nu-i dăm satisfacție celui rău. Și să-i spunem, dacă tu vii la noi, noi avem o surpriză pentru tine, vom scoate sabia cuvântului. Este scris. Dar nu numai e că este scris, este și întrupat. Pentru că noi, ca și copii de Dumnezeu, suntem chemați să întrupăm porunca. Spune unui Ioan că dragostea de Dumnezeu stă în întruparea poruncile lui, spune textul în grec. În întruparea, cu alte cuvinte, când se uită oamenii la Filip să-l vadă întrupat cuvântul în viața lui Filip. Să uită la pastorul Tibi, să-l vadă întrupat, să uită la tine, să-l vadă întrupat. Păi ăsta nu e pucăit, păcălit. Ăsta e pe bune. Are roadă. Haideți să ne ridicăm. Că și tu mereu ai fost cu mine. O să cântăm acest refren de mulțumire, după care o să facem o rugăciune pentru toți cei care aveți capacitatea. Pastorul Tibi a cerut nu mi uita tinerii cheamă în față să-i binecuvântăm Deci nu știu cât sunteți aici cu uh, Acest examen de capacitate Dar uh, Vrem să ne rugăm pentru voi Dar până atunci Haideți să ne cercetăm Și haideți să luăm o decizie ca și era Să ne punem inima să-l caute pe Domnul Să culegem această mană zilnică Și să o mâncăm Ca să fim roditori Dragii mei Domnul le-a dat 40 de ani mana Știi până unde a mers mana cu ei? până la Ior Dan. Această mană ne va duce până la marginile Cananului Ceresc. Culege-o zilnic, păstrează-o, mănâncă-o, fă-o comoara ta, căutarea ta și o să vezi câtă roadă ai, că nici nu să-ți dai seama că rodești. Toată ceresc. Vrem să onorăm cuvântul Tău pe care de mult l-am ignorat. Vrem să onorăm cuvântul Tău și te rugăm iartă-ne că de multe ori alergăm ultima dată la această mană din cer. În seara asta, Doamne, am înțeles că Duhul Tău cel Sfânt vrea să rodească și vrea să ne conducă. Și Tu ne-ai dat și cheia, Doamne. Ne-ai chemat să consumăm această mană zilnic. Să punem sămânță în trupul ăsta și în mintea asta și în ființa noastră ca Duhul Sfânt să rodească. Să sufre viață peste această sămânță și să o aducă la viață ca toiagul lui Aron. Doamne, tu ești credincios, tu ești bun, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat singuri și că Duhul tău cel Sfânt și Cuvântul lui Hristos este cu noi pentru totdeauna.